Domnule Burdujea, înțeleg că nici la această oră nu avem un buget votat la sectorul 1. Doamna primară, Clotilde Armon, spunea că, o citesc pe dânsa acum, că nu lucrați în interesul cetățenilor și că sabotați marile investiții. Cum stau lucrurile, de fapt? Și de ce nu avem în acest moment un buget la sectorul 1 votat și să ne apucăm practic de treabă, că pe asta așteptăm? După 2 ani aproape în care am sperat cu toții la o schimbare, după o administrație pe care noi am considerat-o neperformantă, netransparentă, administrația Tudorache, după cum știți, ca să fac o scurtă recapitulare, Partidul Național Liberal a ales să nu-și desemneze un candidat la fotoliul de primar al sectorului 1. Doamna Armand a câștigat atunci cu 1007 voturi în fața domnului Tudorache, un proces care a fost și contestat și știți bine că există anchete pe care nu vreau să le comentez, asta e treaba instanței. Sunt chiar în desfășurare, Sunt da, în exact. desfășurare, eu iau rezultatul consemnat, 1007 voturi în plus pentru doamna Armand, la Consiliul Local, unde evident Partidul Național a avut listă de consilieri, noi am obținut aproape 17.000 de voturi. Deci matematica este foarte seacă. Partidul Național Liberal, prin românii, prin cetățenii sectorului 1 care au votat PNL, au făcut-o pe doamna Armand primar. Ce s-a întâmplat însă de la acel moment este probabil un coșmar și pentru noi și pentru toți locuitorii sectorului 1. Doamna Armand nu a înțeles să facă echipă, nu a desemnat atribuții pentru viceprimarul Ramona Porumb, viceprimar din partea Partidului Național Liberal. În acești aproape 2 ani, doamna Porumb a avut atribuții, cred că mai puțin de o lună, și a avut în general doamna Armand o atitudine complet necolegială, lipsită de respect, lipsită de bune intenții din punctul nostru de vedere pentru oameni. De altfel, orice bucureștean din sectorul 1 poate să vadă că sectorul este într-o stare deplorabilă, nu există niciun proiect de anvergură pe care să-l fi făcut în tot acest timp. Și totuși au trecut 2 ani, domnule Burduja. Au 2 ani. trecut, din păcate, și au fost irosiți. Dânsa a închis anul trecut cu un excedent bugetar de 400 de milioane de lei, bani pe care primării performante, cum ar fi Clujul, Oradea, Reșița, Piatra Neamțu, Arvisar, dar orice să-i aibă și să-i pună la treabă prin proiecte de investiții. Dânsa ne-a spus că amână aceste proiecte să le facă pe toate odată. A dat o explicație din aceasta care, în mod evident, nu poate fi considerată rezonabilă. Acum avem situația bugetului pe acest an și iarăși sunt forțat să fac un exercițiu de memorie. Există o situație a datoriilor la sectorul 1 care nu se leagă doar de firma de salubritate, așa cum afirmă doamna primar, ci de o serie de alte datorii și de la ADP și de la poliția locală. Deci sunt mai mulți prestatori care au avut facturi pe care primăria sectorului 1, înțeleg, inițial și-a dat bun de plată, ulterior l-a contestat în instanță. Foarte bine. Din păcate, aceste facturi trebuie plătite pentru că altfel ele acumulează penalități. Noi i-am dat doamnei Armand mandat să meargă în instanță. Eu nu știu să fi câștigat niciun proces în acești 2 ani. Deci, asta mă duce cu gândul că ori nu a avut oameni competenți, ori nu a avut dreptate, ori ceva s-a întâmplat. Deci, aceste facturi, nefiind plătite, au continuat să acumuleze penalități, sume foarte mari, discutăm deja de peste 40 de milioane de lei, bani pe care o să-i plătim fiecare locuitor al sectorului 1 din buzunarul nostru, pentru încăpățânarea de a, cum să vă spun, încălca practic legea. Pentru că în legea 273 pe 2006, și o cunosc pentru că am fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, spune explicit că primăria, prin primar și forul deliberativ, deși Consiliul Local, are obligația să prevadă sume în buget, la întocmirea bugetului, pentru stingerea datorilor restante la finalul anului anterior. Cum s-a ajuns la această sumă extraordinar de mare? În cât În... timp s-a acumulat această sumă? Sunt sume datorate încă din pandemie, sunt sume pe care primăria nu le-a mai recunoscut și aici au fost două abordări. Abordarea pe care noi am recomandat-o împreună cu specialiști din Ministerul Finanțelor, de la Curtea de Conturi, cu oameni pe care noi i-am consultat, cu juriști foarte buni și ne-au spus: cel mai bine pentru a nu expune primăria și pe cetățeni unor penalități ar trebui plătite și mers în instanță și recuperate aceste sume, pentru că, în general, sunt prestatori firme mari, firme cu care primăria are contract de ani de zile, deci nu există riscul ca aceste firme să se evapore pur și simplu. Deci se câștigă procese în instanță,
și sumele se recuperează și astfel se evită riscul de a acumula aceste datorii, care au ajuns la zeci și zeci de milioane de euro. Discutăm de sume foarte mari. La ultima rectificare de anul trecut, dacă vă amintiți, era decembrie, în preajma sărbătorilor, am avut exact aceeași discuții ca acum. Și în baza unor măsuri dispuse de Curtea de Conturi, poziția Partidului Național Liberal a fost că aceste sume trebuie bugetate. Asta este obligația Consiliului Local. Dacă doamna primar, ulterior bugetării, alege să nu plătească, pentru că plata în sine este atributul ordonatorului de credite, deci este atributul primarului. Corect. Noi nu avem o problemă cu asta, dânsa să-și asume lucrul acesta și eventualele penalități sau alte sume datorate să le plătească din buzunarul dânsei, dacă se va ajunge acolo. Dar nu este normal să expună Consiliul Local unei încălcări ale legii. Deci asta se întâmplă în acest moment, pentru că legea, vă spuneam, 273/2006, este foarte clară, datoriile trebuie bugetate. Și am avut aceeași discuție la rectificare, până la urmă, în urma unor ample negocieri și la nivel de conducere a USR București, PNL București, și lucrurile au fost publice și la acea dată, s-a ajuns la un consens și bugetul a fost pus în legalitate prin voturile tuturor consilierilor. Deci inclusiv USR Plus a votat în unanimitate pentru bugetarea acestor datorii. Și o să mă întrebați, dar ce s-a întâmplat din decembrie până la exact, o lună distanță, când au venit cu un nou buget în care nu mai apăreau acele datorii conform legii? Și corect, nu pot să vă răspund. Este doar... S-au evaporat? Ce s-a întâmplat? E o încăpățânare, o luptă pentru imagine a primarului, care face extrem de mult rău sectorului, pentru că în acest moment Consiliul Local este în următoarea situație. Este convocat odată la câteva zile de doamna primar cu același proiect de buget ilegal și este forțat, presat să voteze practic un buget ilegal. Ori lucrul acesta noi nu-l acceptăm, pentru că nu este normal într-o țară să spui, domne, e legea într-un fel, dar pe noi nu ne interesează, că până la urmă ce vi se poate întâmpla? Cam așa mi se transmite. Înțeleg că au fost 8-9 ședințe, dacă nu mă înșel, pe subiectul acesta. Cred că astăzi este a 10-a. A 10-a astăzi. Așa ce așteptări aveți pentru de la ședința de astăzi? Să pună bugetul în legalitate. Ce s-a mai întâmplat între decembrie și momentul de azi, de fapt undeva prin luna februarie, este că a venit un punct de vedere negru pe alb de la Curtea de Conturi, care ne spune încă o dată, întrebată fiind cum rezolvăm această situație, că aceste sume trebuie bugetate. Deci, din acel moment s-a închis orice fel de dezbatere, dacă legea prevede, nu prevede, ce sancțiuni sunt. Curtea de Conturi este cea care monitorizează modul în care banul public este cheltuit de autoritățile publice din România. Există un paragraf clar la finalul adresei unde spune, repet, extrem de explicit că sumele astea trebuie bugetate. Deci primarul are obligația, pentru că este atributul primarului să vină cu proiectul de buget, are obligația să respecte legea, să respecte ceea ce a dispus Curtea de Conturi și în acel moment noi nu avem nicio problemă, ne-am făcut temele, am depus vreo 20 ceva de amendamente, deci pe oportunitate noi nu avem o problemă. Cât poate merge această discuție? Cât de departe? Legal vorbind, tehnic vorbind? Din păcate, oamenii suntem suferă. Suntem la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie și nu avem un buget. Așa este. Evident, toate termenele legale au fost depășite. Primăria în acest moment trăiește din acel 1/12, deci din veniturile proprii. Șansa primăriei la sectorul 1 este că în sectorul 1 sunt mulți contribuabili, multe firme, firme care datorează taxe și impozite locale și noi și eu mi-am plătit în avans acele taxe și impozite locale pentru a beneficia de acea bonificație. Deci până la finalul acestei luni, a lunii martie, foarte mulți cetățeni în sectorul 1 și-au plătit aceste dări și atunci primăria are fonduri. Sigur, dânsa alege să nu plătească. De exemplu, nu plătește bursele, deși Consiliul Local a adoptat cuantumul, numărul burselor. Pe ce motiv? Pretextând că nu are buget. Dar, repet, bursele se pot plăti, există bani în vistieria primăriei sectorului 1, sunt, cred, 70-80 de milioane de lei, poate peste 100 de milioane de lei, iarăși cifrele sunt într-o nebuloasă în primăria doamnei Armand, dar, oricum, bursele cred că sunt undeva la 16 până în 20 de milioane de lei. Deci există foarte multe fonduri și nu există niciun motiv legal, tehnic sau financiar pentru care acești bani nu sunt plătiți. Dânsa folosește acest pretext tot pentru a pune presiune pe Consiliul Local să-i treacă acest buget ilegal. Ori, din principiu, noi refuzăm să facem lucrul ăsta, pentru că dacă în România noi acceptăm să încalce
primarul sau consiliul local o lege, înseamnă că nu avem stat de drept, înseamnă că ani în care eu, dumneavoastră, milioane de români am ieșit în stradă să ne luptăm pentru justiție, pentru stat de drept, n-au însemnat nimic. Ori lucrul ăsta eu n-am să-l giresc. Doamna primar, credeți că, nu știu, din rea voință trenează această situație sau din necunoștință de cauză? Cum... Este doar un exercițiu, un alt exercițiu de imagine al administrației actuale. Și o să vă mai dau un exemplu. Da, o imagine nu prea bună, că cetățeanul se uită și vede că nu sunt proiecte în derulare, nu sunt, primarul a promis, dar au trecut 2 ani de zile și nu se vede mare lucru, poate. Chiar nimic. Adică repet, aici la imagine n-ar fi o imagine chiar bună, asta vreau să zic. Da, dânsa încearcă o victimizare, că vezi, doamne, Consiliul Local o blochează. O blochează pentru că nu vrea să încalce legea. Este un cel mai legitim motiv posibil. Din păcate, acest primar este interesat doar de imaginea dânsei și vă dau o poveste recentă. Vă rog. Au venit în România valurile de refugiați din Ucraina, pe care și noi la PNL Sector 1 am încercat să-i ajutăm și cred că am reușit să facem o campanie foarte frumoasă. Am trimis probabil 130 de tone în acest moment în total către Ucraina și către Izmail, către Cernăuți, către Kiev. Au venit o parte și în Sectorul 1. Doamna Armand a anunțat cu surile și trâmbițe că îi primește. După care, într-o zi de sâmbătă sau duminică, nu știu exact, s-a prezentat la unul dintre colegiile din Sectorul 1, colegii Mihai I, cu o echipă de filmare, să povestească cum sunt primiți refugiații din Sectorul 1. A fost prezent și la acea întâlnire, fiind în Consiliul Școlii, consilierul local PNL, Daniel Ciungu. În momentul în care domnul Ciungu s-a prezentat acolo, era în atributul lui de consilier local și membru al Consiliului de Administrație, doamna Armand a făcut un tărăboi imens că, vedeți, o încurca la imagine, adică nu mai era singura din poză. Ori este clar că în acel moment obiectivul dânsei nu era să ajute refugiații sau să le asigure condiții decente în Sectorul 1, era să prezinte o imagine... Să posteze pe Facebook. Sigur, să posteze. Am văzut pe Facebook, că la USR se practică postarea pe Facebook și miniștrii când făceau parte din guvern, la fel realizările erau postate pe Facebook. Așa este. Ce vreau să vă întreb, doamna... Doar că au cam lipsit, deci cel mult erau încercări de imagine. Organizează ședințe, ați spus, dar participă dânsa la aceste întâlniri? Foarte rar, e scumpă la vedere. Și adică denotă... mă gândesc să susțină cauza, nu? Vrea să-și treacă un buget, dar ar trebui să meargă și la ședințe. Așa ar fi normal, sunt curios dacă va veni astăzi. Data trecută dânsa nu a fost, drept pentru care nici colegii mei n-au considerat necesar să o aștepte. În momentul în care s-a epuizat ordinea de zi, au închis ședința. Și este de foarte multe ori s-a întâmplat. Cred că 90% din cazuri dânsa nu a rămas sau nu s-a prezentat sau a stat doar câteva minute la început, a citit de pe o foaie de hârtie un discurs pregătit dinainte, probabil de echipa dânsei de imagine, s-a ridicat și a plecat. Ori eu nu știu de primari serioși din țară care să procedeze în acest fel. Un primar este acolo și susține proiectele pe care le pune pe ordinea de zi, repet, este în atributul primarului, cu atât mai mult cu cât iese în spațiu public, între ghilimele, disperată că nu are buget, deși, repet, bani sunt în conturile primăriei, deci tehnic și financiar nu e o problemă în acest moment, încă o lună sau cât mai durează situația, după care nu se prezintă la ședință. Undeva e o fractură de logică. Ori te interesează binele cetățenilor, te lupți până la capăt, explici bugetul, ești acolo să dai răspunsuri în fața întrebărilor consiliilor, ori nu-ți pasă.